Copiii cu vârsta de 12 ani și peste se pot vaccina de miercuri împotriva COVID-19. Platforma de programare a fost optimizată și permite programarea copiilor cu vârsta de 12 ani și peste prin contul părinților. Schema de vaccinare și modalitățile de programare sunt la fel ca la populația adultă. Pentru vaccinarea copiilor cu vârsta de 12 ani și peste este obligatorie acordarea consimțământului informat de către părinți sau de către tutorele legal. Vaccinul autorizat pentru copiii cu vârsta de 12 ani și peste este produs de BioNTech Pfizer. Datele care reies din studiile efectuate arată un profil de siguranță și o tolerabilitate foarte bună, iar eficiența a fost maximală. În grupul copiilor care au fost vaccinați nu s-au înregistrat cazuri de COVID-19, comparativ cu lotul copiilor nevaccinați. Medicul Valeriu Gheorghiță a declarat după ce Agenția Europeană pentru Medicamente a autorizat vaccinul Pfizer pentru copiii de 12-15 ani, că aceștia se pot vaccina la orice centru unde există acest vaccin, cu sau fără programare. Schema de vaccinare este la fel ca la populația adultă, constând în două doze administrate la interval de 21 de zile. Procesul de vaccinare se poate efectua în centrele existente, în cabinetele de medicină de familie, acolo unde este solicitat acest tip de vaccin, precum și în cadrul unor evenimente de tip maraton de vaccinare sau centre de tip drive-thru. Este important de menționat că este obligatorie acordarea consimțământului informat de către părinți sau de către tutorele legal. De asemenea, prezentarea la centru de vaccinare se poate face direct sau prin programare. Datele care reies din studiile efectuate arată un profil de siguranță și o tolerabilitate foarte bune, iar eficacitatea a fost maximală. Odată cu această autorizare, facem încă un pas spre normalitate.